Salutare, bă băieți, și bine m-am găsit la un episod de semnă aici pe RPG Bubiză, mâncă server vostru favorit. Iar astăzi vom vorbi despre al doilea câștig al nostru acolo la TSO. Dar înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și subscribe, să dați urmări la casa 503, casa mea frumoasă de aici de pe Richmond, să folosiți codul meu de referral pe care bineînțeles că l-aveți pe ecran în cazul în care nu v-ați apucat încă de server și vreți să aveți cel mai bun start aici pe server. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram, @mariogramu, iar acum haide să trecem la clipul nostru de astăzi. Bun, am dat setul 12 și setul W0 ca să avem aici frumos jocul. Și cum v-am zis, mă băieți, am reușit să câștigăm pentru a doua oară consecutiv, bă băieți, am câștigat la TSO. Vom intra pe forum să vă arăt eu cu ce contract am reușit să câștigăm și după o să revenim pe joc să facem niște contracte, ia să vedem cam cum stăm cu contractele. Ok, 22 de contracte pot fi luate. O să dăm pe /contract dacă aveți dușmani. Și acum haideți să intrăm pe forum să vă arăt contractul ăsta nebun cu care am reușit să câștig la TSO. Bun, tușii mei, am revenit aici frumos de pe forum și vom da la ultima pagină. Stați, așa că trebuie să dăm la penultima de fapt. Și ia vedeți ce a scris Haladit aici. The Silent One ediția 585 a fost câștigată de Big Boss. Thank you cu contractul acesta. Felicitări. Deci iar am păcălit 200k, băieți. Și cam ăsta a fost contractul. Știți probabil de pe un videoclip anterior. Ideea e că era băiatul Afrika și i-am dat prin copaci. Deci băieți, dacă vreți să câștigați la TSO, jucați cu vegetație. Cam ăsta v-am zis. Este contractul. Aștept să scrieți în comentarii cum vi se pare. Mi s-a părut easy, adică nu prea mai așteptam să câștig la TSO, că până la urmă stătea pe loc, nu era în mișcare ca la celălalt câștigat, dar măcar am câștigat, asta este. Acum vom intra pe joc și haideți să facem niște contracte puternice. Bun, am revenit frumos aici pe serverul nostru favorit rpgbubiză.ro, dăm portabil, ordă 3 într-una și hai să vedem ce ne rezervă viitorul. Reușim și noi să facem din raport, nu de alta, dar avem 0 din 20 în momentul de față. Probabil ați văzut în clipul de ieri că am și de recuperat bine, dar am reușit să recuperez acele puncte pe clipul de ieri. Dar acum practic începem raportul din această săptămână. Undercover, ținta noastră este pe la Fort Dragons. Mamă, se plimbă pe acolo prin LV. Hai să mergem să vedem care este treaba, poate reuși să-i dăm kill sau ceva. Înainte ca acest clip să continue, vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care susțin acest canal și pe care îi veți vedea în continuare pe ecran. Iar acum haideți să revenim la clipul nostru de astăzi. Numărul de player, băieți, e unul super de 5635 de jucători la ora asta. Eu zic că e extrem de bine. Da, dăm lift, nu vreau să mă duc după băiatul ăla tocmai acolo. Și avem pe Dropz283. E la Blueberry. Ok, cred că se duce la Neafirel. Sau nu se duce la Neafirel, cred. Ba da. Dar nu îl prindem, sunteți nebuni, că avem o grămadă de mers până la 300 de metri să-i dăm. Sau hai că poate nu pleacă și el totuși. Hai, vericul meu, stai acolo, te rog eu. Te rog eu frumos, mai stai puțin acolo. Bun. Hai că ne-am aruncat bine rău de tot, că nu-l mai vedem. Hai că ne-am stricat singur contractul ăsta, băiți. S-a dus Mavericul în apă. Ia să-i dăm spawn la ultimul loc cunoscut. Bun, hai că ni l-a dat aici direct. Da, din păcate s-a dus tușul meu direct forța acolo. Acum întrebarea e ce facem, îl așteptăm aici sau oricum lipsit nu putem să dăm, așa că o să stăm aici, nu știu, și le așteptăm. Ideea e că nu se știe la ce etapă e, dar probabil e la etapa aia în care trebuie să găsească jucăria bună și poate avem noroc și o găsește din prima și se întoarce aici, dar teoretic ar trebui să se întoarcă în astea 5 minute până putem să dăm noi lipsit, așa că îl vom aștepta aici, bă băieți. Până atunci mai faceți și noi o verificare, referal nu avem, din păcate, conectați. Bizinfo 378k, bine. Deci în 10 zile am făcut undeva la 80k. E bine rău de tot, n-am să vă mint. Ia, /jobs, pescarul, mamă, urmează și pescarul jobul zilei. Ia, vedeți că ne salută nou Sugar, ci că salut, zicem iară, /contract dacă aveți dușmani. Bun, și acum haideți să verificăm noi ce face băiatul ăsta pe acolo, ce face prin SF, se plimbă sau... Sal. Mie mie să nu fie la a doua etapă, mă băieți. La aia unde trebuie să găsești 20 de obiecte în SF. Și cred că la aia e, că văd că se dusese până pe la corabia asta, unde știu sigur că era o jucărie, după s-a întors și văd că acum aș continuă drumul. Și la etapa 3 nu erau așa poziționate jucăriile alea. Da, e la etapa a doua, băieți, deci trebuie să așteptăm să
adune băiatul ăsta 20 de obiecte de alea, așa că cred că l-așteptăm până la urmă, că altă variantă nu prea avem. M-a dat Noxis drumul la contracte, băieți, fiți atenți aici, că de fapt cred că îl așteptăm pe drop și după dăm get hit să ne pice și nouă pe un băiat ăsta afeca. Și apropo, mă, băieți, în cazul în care aveți dușmănie pe cineva, dați repede slash contract spațiu ID-ul său spațiu 500 de dolari și imediat îl linșem, nu-i problemă de război. Se duce Hisas după ei, că și așa e activ 24 din 24 aici în Hitman. Mă mir că nu e online la ora asta, dar probabil o dormi, eu știu ce face. Te pup, băi, Noxize, că ai pus contracte, că a zis aici vreau shoutout în episodul Hitman Nocturn, păcat că nu o să fie ăsta titlul. Bun, deci după calculele mele, acest băiat cred că a adunat undeva la 6-7 jucării de alea, așa că mult nu mai are, deci îl vom aștepta aici în continuare. Foarte frumoasă așteptarea asta, băieți, mă uit numai la TikTok-uri cu România, ca idee, stați aici să vă dau să vedeți, numai TikTok-uri cu România, cu naționala aia. Merge așa scroll, că vine România. Foarte frumoasă așteptarea, mai avem doar 20 de minute de așteptare. Nu-i problemă de război, că noi le așteptăm pe drops, că altă treabă n-avem. Dar bine, că nici lift și nu cred că pot să dau, pot să dau, opa, ia vedeți mă că am mers să dau, next, 2D Biker Man, ne mai bine lăsam contractul pe băiatul ăsta decât să am pe 2D Biker Man. Deci mi-am făcut-o singur cu mâna mea, cum s-ar spune, dăm undercover și hai să vedem care e treaba, văd că se plimbă pe autostradă, nu știu ce faci. Probabil face dâmă pe autostradă, dar vedem imediat, poate mergem și îl liniștim. Ia uitați ce se plimbă pe acolo, ia vedeți mă că vine înapoi spre intersecție. Ați prea puțin metri, din păcate. Pă, unde a luat omul? Opa, se duce la HQ SOA, că parcă aici e HQ SOA, dacă nu mă înșel. M-am bugat, m-a vericul ăsta fix acum, mă, băieți. Ai că am făcut-o. Nu mai zicem cum am făcut-o. Leafy nu putem. Așteptăm, mergem cu iară, cu Maverick după el, ce să facem. Deci, vedeți, minunată seara asta, la ora 11:30, băieții se plimbă pe hartă, n-au și treabă, nu stau și măcar unul, mă, unul să stea pe loc, să... Putem să facem și noi un contract corect. Dar nu-i problemă. Încercăm, băieți, încercăm. Poate facem un contract de TSO, eu știu, mai câștigăm și noi 200k măcar. Ia slash members, te dă și nouă cineva premiu. Opa, e Haladida, aparent scrie că e AFK. Deci probabil nu reușim să facem rost de premiu în această seară. Ia vedeți și se plimbă băiatul nostru, Tudy. Sau stați, mă, că face arm dealer, cred că ăsta, mai contract. Face arm dealer, mă, băieți. Dar stați că sincer nu știu de unde îi dăm 300 la arm dealer, asta este problema cea mare. Nu mai știu exact dacă de pe parcarea asta erau 300, dar parcă să zic că erau 300 de metri de aici. Bă, e la jail acum atunci ăsta. Ce-mi place să fac contracte în Hitman, bă băieți, hai că am mers măcar lift hit, get hit, set off, find 1, 4, 3, undercover, e pe auto LSLV. Opa, ia că-l vedem. Te rog eu, stai băncar acolo, te rog eu frumos, nu mai pleca. Te implor, frate, te implor. Știi că ești vorul meu. Hai mă că e de la de face dâmă pe auto, cred. Repede, jos din Maverick și direct cu glonțul pe el, că dacă nu reușim să facem niciun punct în seara asta. Eu dă-mă, m-am tras în jucătorul greșit, băieți. Bun, hai că i-am dat. Let's go și din mișcare. Frumos, 346 de metri, hai că cred că luăm direct TSO din nou. Bun, acum avem pe Zen 347, care este la Verona Beach, hai să mergem repede după el. Vedeți că au intrat contractele astea puternice puse de Noxis. Ce zic orele astea, bă băieți, avem și noi 18 ore în această lună. Nu mai suntem așa inactivi. Oricum, dacă facem 22 ore, suntem campioni, dar sincer, nu cred că fac în 3 zile. Bine, voi vedeți clipul ăsta, cred că undeva pe 4-5... Iulie deja. Dar asta e partea a doua. Bă, a început ăsta mă să se miște fix acum, mă băieți, deci nu cred. A pus Noxis niște contracte, mai bine nu mai pune astăzi, nebuni. Dar hai totuși că băiatul ăsta pare că stă pe loc acolo. Hai că avem 300 de metri. Doamne, a fugit, deci nu cred așa ceva, mă băieți, mă. Hai că tot i-am dat. Mamă, 351 de metri așa din mișcare. Ăsta e de TSO, fiți atenți aici, de nu direct câștigăm TSO-ul, băieți. O să postez eu, nu-i problemă de război zilele astea. Și revenim noi peste o săptămână să vedeți cum am câștigat iar la TSO, ca idee așa. Următorul contract avem pe Bucur, care e pe auto LSLV și face dâmâcă în SOA. Bă, deci se plângeau ăștia la mine pe Discord, o grămadă de jucători, că efectiv nu pot să facă nimic, că-s băieții aici de fac dâmâ. Și sincer, mi se pare nașpa, pentru că din câte am înțeles... Adminii nu pot să-i sancționeze, din păcate, singura sancțiune pe care pot să o obțină băieții e wanted,
Că na, dacă te atacă, poți să dai emergency și primezi quante, 2 mi se pare, 3 ceva de genul. În rest, îi stau pe spate, trag acolo în player până le dă cineva arest sau îi omoară. Acum sunt curios, în caz că ați avut și voi un eveniment neplăcut cu băieții din SOA, aștept să scrieți în comentarii. Eu știți bine că am avut pe un live în care făceau băieții ședință de 7 ore și nu puteam să fac contracte pe ei, că numai pe ei picau contractele, gen. Și erau toți în HQ și mă omorau ca idee. Bă, dar câte contracte am reușit? Mamă, doar 2 contracte pe clipul ăsta, slab rău de tot cu raportul, băieți. Bun, acum să vedem de unde îi dăm 300 lui Bucur, că nu prea avem de unde. Din păcate. Omul văd că vine și spre noi, gen. Ia să vedem dacă venim în partea asta. Da, n-avem, nu trebuie să-i dăm 300, fiți atenți aici. Ghinion, băieți. Ia că a fugit. Dar nu-l vedem, bă. A murit, aparent, Bucur ăsta. Ok, o să-l așteptăm că este la HQ SOA, cred. Adică acolo ar trebui să fie teoretic. Dar nu știu de ce nu apare pe mapa pământ, din păcate. Da, ia uitați-l. Uitați-l cu cloverul în cavaș. Hai că i-am dat 337 de metri, let's go. Băi, am rupt ăștia mă în seara asta cu contractele aici. Next. Lorena 18, 371. Este în LV la Julius, nu știu cum. Mamă, e pe autostradă acolo. Cum reușim noi să dăm 300 de metri în cavaș la contractul ăsta? Hai să mergem, că văd că e AFK, nu știu ce face, dar... Da, pare numai AFK, îi dă viteză, lift hit, get hit... Next, Darius, pai 90. Și ăsta e, mă, pe la intersecție pe aici. Mă, băieți, mă, ce e pe server? Mamă, e cu Baker-ul, e nebun. A, cred că e băiatul ăla, mă, de, se plimba pe aici cu Baker-ul, pe auto, de, vedeam într-una Baker-ul. Când voiam să fac contractele pe băieții ăștia de aici, de pe autostradă. Dar ăsta chiar nu cred că reușit să-i dăm 300, din păcate. Mama, am și căzut de aici, de pe casă. Hai să mergem pe casele astea, dar, sincer, nu cred că vedem de pe ele autostrada. Da, fix ce am zis. Sau? Ia vedeți, mă, că suntem creieri. Bă, ăla și-o murit, dar nu-l mai văd acum. S-a dus după Baker-ul ăla, mă, vedeți și voi ce șobolanie. Mamă, l-a luat poliția, mă, băieți, mă. Sau? Da, uitați, e în infernul de poliție. O să dăm lift hit oricum. Cred că o să meargă după ce-l bagă în jail, că gen detectează sistemul că e în jail și putem să dăm lift hit, păcălim sistemul, cum s-ar spune. Vedeți, băieți, trebuie să fiți băieți deștepți în Hitman. Și nici nu ne luăm cooldown după. Repair, repair, te rog, mergi, mergi. Mamă, am cooldown. Nasol moment, băieți. Bun, o să stăm cu lift hit pregătit și așteptăm gen cum apare skin-ul de moș în jail, cum dăm lift hit. Că mie că o să dea bail. Hai că acum au ajuns la LVPD, aparent. Bun, lift hit. Vedeți, băieți, cum am păcălit sistemul. Bun, acum avem pe Janel 1, care este la case acolo, la SNLS, din câte știu, e un cont de la de referal, care efectiv e AFK mereu, dar vedem imediat, hai să-i dăm viteză spre SNLS. Bă, s-au făcut câteva contracte în seara asta, dar, sincer, au fost și frumoase rău de tot contractele astea, n-am să vă mint. Adică, vedeți că alea două cam sunt de TSO, că erau așa în mișcare și la metri, la limită, gen 349, 351, nu mai știu cât am dat. Oricum v-am zis, o să postez unul dintre aceste contracte și poate ne vedem cu am câștigat a treia oară la TSO, dar nu știu ce să zic, având în vedere că omul nostru Hisaz a făcut 100 de contracte într-o singură zi, vă dați seama că avem mare competiție cu el. Dar poate totuși îl întrecem. La TSO zic că la contracte n-avem cum să-l întrecem, că nu facem noi 100 de contracte niciodată, facem 100 de contracte în 5 săptămâni, gen. Bun, hai să mergem după Jonel aici în casă. Dăm F, ok, încuiat, slash RAM. Și unde e Jonel? Jonel 1, ăsta e. Da, mă, ăsta era frumos, 9K. Păcat că nu prea se fac bani, mă, băieți. Mamă, iar avem pe fata asta, Lorena. Care de data asta văd că e la o casă acolo. Hai să vedem care e faza. Dar nu știu ce se buguiște checkpoint-ul ăsta, mă, băieți, pe mapa, pe mă. Cred că ar trebui să dau un reload, dar nu mai are rost acum să dau. S-o fi pus slip oare fata asta Lorena? Ok, nu e slip, dar hai că mergem după ea. Să sperăm că nu o să plece de acolo. Da, fix asta face, am înțeles. Cum v-am zis și mai devreme, îmi place rău de tot să fac contracte aici în Hitman. Vedeți și voi cât de mișto sunt contractele. Ia slash DL, mamă, 400 viață, stați așa să dăm un repair la Maverick ăsta că e jales. Da, a plecat Lorena de acolo, get hit, next. RPC 2, făină 9. Bă, avem pe contul lui Daniel, te pup, Daniele, dacă vezi clipul ăsta. Să sperăm că nu-ți buguite conturile, dar sincer n-ar trebui să fie, că din câte știu,
Oricum, el cam primește crash la conturi sau ceva de genul și sigur nu sunt buguite. Ia vedeți aici HQ-ul de la Souther Pimps. Ar fi bine să facem contractul ăsta, face și noi 5 din 20 și ar mai rămâne încă 15 puncte pe care, sincer, nu știu când o să le fac. Nu de alta, dacă să vă faceți o idee, azi e joi și o luni dau proba la română. Da, bine, v-am zis că voi vedeți asta după bac. Măcar atât. Bun, am lăsat Maverick-ul aici și hai să mergem după făină în casă. Am uitat undercover, băieți. Hai că am dat acum, nu-i problemă de război. Pă. Și ia, vedeți contul RPG 2 făină 9. Bam, 12k aproape, let's go. Next. Pâine.jegosu. Mama, avem pe abonatul nostru pâine, te pup, băi, pâine, dacă vezi clipul ăsta. A, e pe autostradă, perfect. Hai să mergem să încercăm să-l omorâm pe pâine, pe care salut pe această cale, v-am zis, dacă se uită la acest videoclip, dar sincer nu prea mai activ pâine la noi pe canal, așa că probabil nu se uită. E șarpe pâine, a uitat când se uita la noi, când aveam 200-300 de abonați. Acum e băia mare, nu se mai uită la noi pe canal. Dacă reușim să-l omorâm și pe pâine, suntem calificați, dacă nu, baftă Charlie. Bă, mâncava, și unde e pâinea asta? Mamă, e în apă acolo, bă, altul mod stă în apă și dă cu fireworks. Poate ia pâine bani acum. Îl vedem și noi, hai că îl vedem dacă e. Foarte mișto, băieți, contractele pe băieții din SUA, vedeți și voi. Chiar puteți să le faceți, gen. Ia mă că merge mai aproape de el, că oricum e ultimul contract de pe acest episod. Avem 250 de metri. Ia uitați-l pe pâine acolo. Paftă Charlie, pâine, 12k pe tine, am luat. Și da mă băieți, cred că cam asta a fost cu acest episod. Aștept să scrieți în comentarii cum vi se pare contractul acela cu care am reușit să câștigăm TSO-ul din săptămâna trecută, cum ar fi. Și să lăsați și dacă credeți că vom câștiga cu cele două contracte pe care le-am făcut mai devreme TSO-ul pe această săptămână. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe, să dați un like la casa 503, casa mea frumoasă de pe Richmond, să folosiți codul meu de referat pe care aveți pe ecran în cazul în care nu v-ați apucat pe server și vreți să o faceți și vreți să aveți un început foarte bun. Bonusurile le veți găsi pe serverul de Discord unde găsit și mod pe cure, așa că aveți linkul în descriere. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram, @mariogramu, iar eu am fost Tanchiu și ne vom revedea mâine la un nou episod. Baftă! Yeah.